interior, ce vreți voi? Eu aș prefera o floare. Așa vă sugerez eu. Sau o inimioară, o altă inimioară. Da? Și lipim și fotografia voastră pe ea, da? Deci pe jumătate din felicitare desenăm o floare sau o inimioară. Da? Și pe cealaltă. Ce vreți voi? Și pe cealaltă jumătate lipim. Pe cealaltă jumătate lipim fotografia. Ziua iubirii la români a fost sărbătorită astăzi nu doar de către cei mari, ci și de cei mici. I love you! La Mirel! Și ne arăți și nouă ce ai primit acolo în cutiuță? Ursuleț, ce frumos e! Nu e lubilet! Dar nu e! Îți place? Da. Și tu ce-i dăruiești lui? O inimioară. Pentru cine desenezi felicitarea? Pentru Simon. Îți place de Simona? Da. Ai vrea să fii cu ea când o să fii mare, să te căsătorești cu ea? Da. Ia arată-ne, ce desenezi acolo? Floricică, o inimioară? Inimioară, ce e acolo? Inimioară, nu? Nu știu să fac lucruri. Nu știi să scrii, dar ai o inimioară în mână. Nu i-o dăruiești Gianinei? Așa. Și-o și pup? Ia să vedem cum o pupază. Ți-e rușine? Ia să vedem cum o pup. Și cum dragostea nu are vârstă, iubirea și recunoștința față de colega de bancă a fost exprimată de puștii de la grădiniță așa cum au știut mai bine. După ce au fost atenți cu domnișoarele, băieții le-au invitat la vals. Mai puțin îndemânatici, au dus la extrem sentimentul față de partenera sa. Cam fiecare an, cum avem noi tradiția, prin felicitări, inimioare, muzică, dans, absolut orice. Văd că se iubesc destul de tare. Da, da, mai ales că ne cunoaștem de anul trecut și avem deja o experiență. Unele cupluri s-au mai destrămat, altele au rămas.